România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Da, bună ziua, Iorgu. Moise Guran, păstorul, aș zice, de la emisiunea România în direct, o emisiune la care astăzi, cu foarte multă seriozitate, o să discutăm despre ce credem noi românii despre noi înșine, adică cum ne reprezentăm, așa, știți? Într-un minut începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca Lacalut Extra Sensitive. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. E 2017 de câteva luni și tu încă mai ai comisiuni când scoți bani de la bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent Zero Tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de cont curent fără concurent Zero Tot. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Crampe musculare? Cârcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticârcel în cutie albastră! Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează-o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de incendiu, pentru că viața celor dragi este neprețuită. În ultimii 3 ani, peste 500 de persoane puteau fi salvate dacă și-ar fi montat în locuință detectoare de incendiu. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de incendiu. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România și Delgaz Grid. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran. La Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, după mai bine de 24 de ore de hăhăială în țara noastră, ca să nu zic de direct de behăială, după ce un ministru, în mod evident neinformat, a făcut o gafă. Eu pot să bag mâna în foc că domnul Mircea Dobre, ministrul turismului, habar n-avea la momentul la care a propus schimbarea brandului de țară turistic, că acesta nu poate fi schimbat întrucât a fost făcut pe bani europeni. Da, mă rog, de acolo încolo, de la frunză până la oaie, toată lumea a început să facă tot felul de glume, glume care însă ele devin din ce în ce mai serioase dacă stăm și ne gândim până la urmă la faptul că nu incompetența unui ministru a suscitat până la urmă dezbaterile, ci modul în care noi românii ne vedem pe noi înșine. C-o fi oaie, c-o fi lupul dacic, c-o fi capră, c-o fi crucea până la urmă, că l-am auzit pe domnul ministru dimineață punând, răspunzând retoric, știți ce înseamnă oaia în Biblie? Păi, oaia, ca în orice carte veche, când nu lumea era dominată de păstori, ce poate să însemne oaia în Biblie? Sigur că da, eu sunt păstorul unei turme, nu? Asta le spune și Iisus până la urmă oamenilor. Deci, dacă oaia poate însemna dreapta credință, sigur că da, am putea să punem direct crucea pe România sau doar peste mai ei. Nu vreau să insistăm foarte mult pe tema asta. Dacă dumneavoastră vreți să faceți glume, eu nu vă pot împiedica. Rugămintea este să o faceți în mod decent, pentru că, până la urmă, ceea ce încerc este exact o discuție serioasă. Cum ne vedem noi pe noi înșine? Cât de mult ne respectăm? Ce credem noi despre caracterul acestei națiuni și despre ceea ce ne reprezintă? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu văd românii și caracterul lor și felul lor de a fi în funcție de zona în care, din care vin ei. Diferă felul românilor de la o zonă la alta. Da, clar. Dar totuși niște caracteristici naționale trebuie să avem cu toții, nu? Vi se pare? Oarecum, însă eu fiind din Ardeal, așa, nu știu, nu pot spun că sunt la fel ca și un moldovean sau un muntean. Credeți că sunt așa mari diferențe între ardeleni și olteni? Hai să o luăm așa foarte personal problema. Eu cred că da. Ardeleanul le-a sădău. Probabil influențele austro-ungare au avut, s-au lăsat amprenta destul de puternică asupra noastră și ne-a schimbat
mult față de restul țării. Asta credeți dumneavoastră, însă să știți că perioada de timp în care românii au fost influențați efectiv, adică au avut posibilitatea să intre în orașele din Transilvania, n-a fost atât de lungă pe cât credeți. Știți acest aspect? Adică o fi făcut carte funciară în Ardeal împăratul Austriei, însă intrarea sau interacțiunea directă între administrație, dacă vreți, și român, nu a fost atât de îndelungată precum credeți. Și atunci care e explicația? Sau poate dumneavoastră nu știați că și Oltenia a fost sub dominația austriacă vreo 70 de ani. Noi este vreau să te întreb, da, care explicația acestor mari diferențe, că sunt diferențe mari. Este doar opinia dumneavoastră, eu nu sunt de acord cu ea, deci n-aș putea să vă răspund la o problemă cu care nu sunt de acord. N-ați spus până la urmă cum sunt ardelenii, dacă nu vreți să emiteți o opinie despre români. Ardelenii? Da. Oameni gospodari, muncitori? Da. Sunt leneși? Nu. Decât la vorbă. Decât la mai molcom, nu leneși. La vorbă, așa. Cum? A, că sunt ei mai leneși, asta e altceva. Ok, bine. Vă mulțumesc pentru telefon, Mihai. 0372069599. Nu fac o emisiune acum în care să ne lăudăm sau, din contră, să ne facem de rușine. Pur și simplu vreau să fim sinceri, să ne punem așa o oglindă în față și să vedem ce rezultă. Iulian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm și dumneavoastră tot Ardelean. Știu că această emisiune făcută de un oltean... Această emisiune, vă spun așa, făcută de un oltean de 7 ani de zile, această emisiune are cea mai mare popularitate în Ardeal. Deci iată cât de mult semănăm unii cu alții. Poftiți, Iulian! Eu chiar sunt din Moldova, așa. Așa. Din ce să fiu, pentru oricare localitate, oricare județ, având în vedere cum am ajuns, este cel mai mare simbol ar trebui să fie vulpea, pentru că... Nu se înțelege ce spuneți. Cel mai mare simbol ar trebui să fie? Vulpea. Vulpea. Deci, da, pentru că toți, da, absolut toți, toți fură. Asta am ajuns, o țară de hoți. Și degeaba fiecare fură pe zonele lor alte istorii. Nu, istoria nu mai are rost. Deci, dumneavoastră spuneți că ceea ce ne caracterizează pe noi în mod deosebit este hoția. Asta ziceți dumneavoastră. E caracteristic românilor. Corect. Okay. Începând de la cel care a vrut oaia, ca și simbol. Deci toți, inclusiv de la parlamentar, până la fiecare primar în orice stat, comună, oraș, cum vreți. Vă mulțumesc pentru opinii, Iulian. Să știți că vulpea nu e atât de vicleană sau de deșteaptă pe cât se spune, cât e mai ales tupeistă. Adică de foarte multe ori ea din prostie face foarte multe lucruri și ajunge și în capcane. Dar v-am zis că nu simbolistica mă interesează în mod deosebit azi. Bună ziua, Adi! Încerc să iau cât mai multe telefoane. Vă ascultăm. Ce să spun, chiar noi asemănăm cu o oaie. Nu trebuie să ne conducă cineva și nu avem curajul și puterea să, atunci când se întâmplă ceva împotriva românilor, sunt de vito. Ați lipsit ultimele 6 luni din țara noastră, nu-i așa? Nu. Nu? Nu a lipsit. Dar alea au fost prea... Parcă au fost un impinși când au fost atunci iar nu se la București stradă. Dar prea puțin. Vă dau un exemplu. Ce am văzut pe la televizor prin media. În Franța, dacă a crescut prețul la benzină, a ieșit toată țara și s-au revoltat și n-au mai crescut. În România pot să crească orice prețul sau să facă orice. Poate că iasă pe moment, dar puțin. Și până la urmă ne mulțumim, spun acolo fiecare în banca noastră, ne uităm să vedem să iasă azi, să facă pentru noi, noi nu ieșim. Deci cred că oaie e un... simbolistică bună, cum a fost domnul Mizu. Acceptarea situației, spuneți dumneavoastră, cu trimitere directă îmi dau seama la, de fapt, ciobanul din Miorița, nu la oaie, care până la urmă i-a dat o informație utilă cu care ciobanul n-a făcut nimic. Bună ziua, Maria! Bună ziua! Vă ascultăm! Părerea mea este că suntem o țară, un popor foarte necivilizat, din cauza lipsei de educație. Este foarte greu să rămâi civilizat într-o țară necivilizată. Oricât ai încercat tu să dai din propriul exemplu un exemplu, ceilalți la un moment dat te doboară cu necivilizarea lor, necivilizația lor. Ce vârstă aveți? 47. Cred că după 40 de ani intervin opiniile astea. Le încerc și eu uneori, trebuie să recunosc, dar încerc să rezist cât mai mult, măcar până la 47.
am copii și văd că îi educ pe copii într-un fel acasă și altfel sunt educați la școală. De mici, de la grădiniță, învățăm să dea șpagă, cadou, da, favoritisme. În școala generală este un adevărat coșmar, lucruri care se întâmplau și pe vremea noastră, dar parcă nu atât de mult ca acum. Sunt din ce în ce mai tupeiști, cei frustrați, cei care nu au reușit. Este un fel de vendetă împotriva celor care au reușit. Se vede o atitudine de cel care are bani sigur i-a furat. Adică nu mai există în țara asta și oameni care au făcut bani fără să fure. Vedeți că le amestecați. Până acum a zis da, necivilizați, da? Da. Dar eu m-aș opri mai mult către tentația dumneavoastră de a dezarma, de a vă da bătută, Maria. Te copleșește. Te înfrânge sistemul la un moment dat. Și? Ce ajungi să faci? Ajungi să fii un frustrat și tu la rândul tău și să te retragi. Dacă rămâi, dacă ești om și ești bine educat, o să rămâi educat în continuare și nu o să poți să fii necivilizat. Dar sunt momente care pur și simplu noi singuri ne facem rău nouă. Vă mulțumesc pentru opinii, Maria. 0372069599. Bună ziua, Cristian! Bună ziua! Vă ascultăm! N-am prea avut eu ocazia să urmăresc tot ce s-a discutat aici, că sunt în mașină și am și eu niște chestiuni de făcut, dar simbolul de oaie cred că se potrivește, așa cum s-a mai spus în emisiune. Și dau un exemplu foarte clar. Acum, de curând, au fost demonstrațiile din Piața Victoriei, da? Așa. Atunci, pe moment, s-au rezolvat niște chestii, care apoi s-au făcut exact cum erau înainte. La ce vă referiți? La legea privind amnistia și așa mai departe. Vă avertizez că n-aveți dreptate. Nu e adevărat. De ce? Deci, demonstrațiile din Piața Victoriei și nu numai, din toată țara, n-au fost doar în Piața Victoriei, poate n-ați fost noastră la curent. Ok. Au întors situația radical. Până la această dată, 31 mai 2017, încă nu avem nici amnistie, nici grațiere. Corect, așa este, recunosc, dar se previzionează așa către un viitor, da, rezolvarea acestor probleme. Nu știu dacă o să se rezolve sau nu așa cum vor ei. Da. Dar atitudinea populației față de încercările ulterioare de a ajunge exact în situația dinainte a fost foarte paștică, adică i-au lăsat să-și facă treaba. Păi nu și-au făcut nicio treabă, stați așa, lăsați-i pe lupi. Dar se pregătesc, nu? Lăsați-i pe lupi să vină la stână. Deocamdată, da, de ce ne-am agita? Adică, știți? Da. Nu cumva suntem prăpăstioși din fire noi românii, acceptând în final, da, până la urmă... Suntem prăpăstioși, dar totuși în toate chestiunile acestea se ascunde totuși un adevăr, adică există o anume lentoare în reacția oamenilor, pentru că, iată, au trecut 20 ceva de ani, da, moment în care nu s-au rezolvat o grămadă de lucruri, lucruri care s-ar fi rezolvat dacă oamenii aveau coloană vertebrală, dacă erau cocoșii din, nu? Sau, eu știu, taurul... Din... Cocoșii, da, galici, la ei vă referiți? Cocoșii galici, sigur că da. Lăsați. Cristian, să știți că, încerc scuze, trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră, sunteți pe speaker și nu s-aude foarte bine. Vedeți, cocoșii ăia ai dumneavoastră au văzut multe războaie în retrovizoarele tancurilor la care erau pe primul loc în lume la vremea respectivă. 0372069599. Dar până la urmă, sigur că da, au ales cocoșul, nu găina. Dacă alegeam și noi berbecul, cred că n-aveam nicio dezbatere, de-aia v-am spus. Cum suntem noi românii? Bună ziua, Sorin! Bună ziua! Vă ascultăm! O să-i spun primului interlocutor că cine ne privește de afară nu ne privește că suntem ardeleni, olteni, munteni sau orice altă parte. De unde știți? Din țara asta. Păi sigur, ne privește la global. Asta garantat. De cât poate dacă vine... Păi nu, dacă vine în țară și merge într-o anumită zonă, poate că interpretează ceea ce vede în zona respectivă. Eu cred că dumneavoastră vă gândiți la cei care ne privesc de afară și s-ar putea fi tentați să creadă că, de exemplu, un simbol bun pentru România ar fi mâna întinsă. Știți că s-au mai făcut glume și pe tema asta. Alții, da, știu bine, diferențele, să știți. Că nu vorbim de simbolistică. Da, alții, nu, vreau să, vreau să vă contrazic și să vă spun că alții știu diferențele și au auzit unii dintre ei mai des de Transilvania decât de România. Iar România, numele România, din păcate, a devenit mai popular prin emigrația care n-a fost de cea mai bună calitate întotdeauna. Asta am încercat să vă spun. Da, este adevărat și asta. Nu suntem nicio țară de hoți.
chiar nu suntem o țară de hoți, pentru că una, da, într-adevăr, putem spune că s-a furat, se fură, dar până una alta nu suntem o nație de hoți. Așa e, încă e incriminată această faptă în codul penal, încă avem cod penal, domnule, ceea ce totuși arată că nu suntem o țară de hoți. Da. Cu ceea ce pot fi de acord este într-adevăr că nu suntem un popor civilizat. Asta este într-adevăr o problemă la noi. Problema pleacă de fapt de jos, de la educația pe care o primesc copiii, dar nu de acasă, că noi acasă ne străduim. Noi acasă ne străduim și ne străduim foarte mult. Nu ne dar nu pot să închid porțile. Ne sorbim toți, dar să știți, Sorin, să știți că din multe puncte de vedere, mie mi se pare că educația pe care o primesc astăzi copiii acasă s-ar putea să fie mai consistentă decât era acum 20 de ani. Este mult mai consistentă, asta garantat 100%, pentru că în ciuda a ceea ce se spune, noi chiar am trăit cu cheia de gât și nu prea stăteam amașitatea după noi. Dar că, na, sunt într-o generație la care, așa ni se spune, generația cu cheia de gât. Da. Și buza umflată, știți, mie mi-a scăpat cheia odată, mi-a scăpat direct în buză și de atunci o am cam umflată. Da. Știți expresia, ce ești mă, boss umflat? Uite, la mine e de la cheia, de la gât, da. De la cheia, de la gât. Da, părinții noștri chiar nu și-au alocat atât de mult timp cât ne alocăm noi acum copiilor. Dar e categoric. Și de asta spun că, într-adevăr, consistența a ceea ce facem noi acasă este mult mai mare acum, poate de acum 20 de ani. Dar rămâne să părerea că ceea ce ne caracterizează este lipsa de civilizație, să înțeleg. Da. Vă mulțumesc pentru opinii, Sorin. 0372069599. Încerc să iau cât mai multe telefoane. Bună ziua, Viorica. Am închis Viorica, uite, vezi, am ținut-o prea mult pe linie. Claudiu, bună ziua. Nu Claudiu, Bogdan. Viorica, bună ziua. Viorica, bună ziua! Îmi cer scuze, m-am încurcat în butoane. Vă ascultăm. Transilvania, din Oltenia, din Banat, românii n-au plan. Pe mine asta mă deranjează foarte tare și aș vrea să învățăm pe copiii noștri să aibă planuri și să se țină de ele. În rarele ocazii când ne facem planuri, renunțăm foarte repede la ele pentru că nu ne-au ieșit din prima. Trebuie să învățăm să ne iasă din a doua, din a treia, din a patra, să nu renunțăm. Deci o lipsă de tenacitate, ziceți, și o lipsă de planificare. Exact, exact. Suntem cumva mai impulsivi sau cum se explică această lipsă de planificare? Nu, mergem pe ideea, mă descurc eu, văd eu pe parcurs, improvizăm foarte mult. Ok. Dar ceva calități, știți, adică v-am zis că nu facem o emisiune exclusivă de critici. Dacă vreți să criticați, criticați, dar până acum n-a sunat nimeni să zică, mie îmi place la noi românii că suntem mai inteligenți sau mai înalți sau mai blonzi. Mie îmi place la noi românii că ne adaptăm foarte repede în multe situații, că suntem foarte flexibili. Asta cred că e o calitate a noastră. Vă mulțumesc pentru opinii, Viorica. Bună ziua, Claudiu. Claudiu, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Vă ascultăm. Din Craiova sunt Claudiu. Da? Îmi pare bine, sunt pentru prima dată la voi în emisiune și ce păi, să zic? Păi dacă nu sunteți ardelean. Exact. Suntem trei tipuri până la urmă, un moldovean, ardelean și muntean, da? Și muntean? Da. E, ziceți dumneavoastră, ce să zic, olteanu, munteanu poate mai aprig un pic, moldoveanu mai încăpățânat, ardeleanu mai moale, dar știe clar ce are de făcut. Până la urmă, eu zic că sunt calități, nu sunt defecte. Ok. Deci ceea ce ne caracterizează pe noi românii? Ceea ce ne caracterizează, într-adevăr, nativ, cred că este vorba de inteligență, adaptabilitate, și cred că ne lipsește totuși mult timp și ne-a lipsit educația. Educația în sensul nou vorbim, că până la urmă noi a fost educație, vorbea mai devreme ceilalți, ziceau de creșterea care am avut-o toți de vârsta asta, 40 de ani, cu cheia de gât. Uh-huh. Ok, dar până la urmă etapa aia a trecut. Suntem într-o altă etapă și cred că ne-am adaptat totuși un pic mai greu la noile cerințe ale... Păi n-ați zis până acum că suntem adaptabili? Da. Dar până la urmă n-a depins numai de noi. Asta e ideea. Cred că este o generație care nu s-a adaptat niciodată la trecerea către capitalism. Da, corect. Și vine din educație până la urmă. Nu știu dacă vine din educație. Din educația comunistă sau din ce?
Păi, eu zic că totuși au trecut destui ani de atunci, sunt 20 de ani și din punctul ăsta de vedere marfași nu s-au făcut al educației. Sunt oameni care aveau 25-30 de ani, să zicem, la Revoluție și care astăzi sunt încă activi, au peste 50 de ani. Unii dintre ei s-au adaptat, alții nu s-au adaptat, dar cei mai mulți, sigur, cei mai mulți sunt pensionari. Da, eu la Revoluție aveam 18 activă. Ani, zic că m-am adaptat. V-ați adaptat pentru că n-ați prins un alt sistem, ca și mine. Da, exact. Eram în perioada aia de adolescență și clar am prins diferit. Dar ce să spun? Divagăm. Da. Deci, bun, iată, cineva, mulțumesc frumos, Claudiu. Uite, aș mai adăuga, oltenii sunt și mai optimiști acum, după ce ne-a zis Claudiu și lucruri de bine despre națiunea noastră. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Bogdan. Salut, Moise. Bogdan de la Timișoara, la telefon. Aoleu, ce țeavă aveți la Timișoara? Dați-vă mai la soare așa, să vă vadă semnalul GSM. Mă auzi mai bine? Oarecum, da. Eu lucrez de o perioadă de timp în partea de automatizări și am observat o apreciere foarte mare a străinilor față de inteligența noastră, cel puțin pe partea asta. Lucrați cu nemții, adică? Nemți, englezi, am lucrat cu francezi și cu ceva americani. Ok. Cel puțin ce am observat eu față de mine și față de colegii de preasă, ca să spun așa, sunt de foarte bine apreciați pentru inteligența care o dăm de voastră din punctul ăsta de vedere. Păi, da, domnule, dar dumneavoastră, deci încă o dată, sunteți o elită a națiunii dacă lucrați pe partea de automatizare. Sunt 100 de... E adevărat că avem pe cap de locuitor, avem cei mai mulți IT-iști din Europa. Dar nu sunt decât 100 de mii. Adică... Da, e drept. Ne caracterizează inteligența nativă, susțineți, Bogdan, cum a zis Claudiu mai devreme? Da, ne caracterizează inteligența nativă. Acum, problema a fost că de-a lungul anilor, cel puțin ce am văzut eu este că nu de multe ori n-am știut să o exploatăm. Îmi cer scuze, nu prea se aude. Mai am doar o întrebare la dumneavoastră, Bogdan. Sunteți din Timișoara? Da, din Timișoara, da. Nu sunteți cumva de la Severin? Nu. Ești născut și crescut în Timișoara. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Că ar fi fost o unitate de asta de concept oltenească. Nu? Românii sunt inteligenți. Uite, cineva crede despre români că sunt inteligenți. Bună ziua, Diana! Diana? Bună, Moise, și mă bucur foarte mult. Mă auzi? Da, vă ascultăm. E ceva azi cu telefoanele, dar vă ducem noi până la capăt. Vă ascultăm, Diana. Perfect. Mă bucur mult să vorbesc cu tine acum. Și ce vreau să spun e că, de fapt, am învățat lucrurile în Germania de câteva luni în Berlin. Și un lucru distinctiv pe care l-am învățat despre români, dar nu... Asta n-a fost observația mea, ci a fost observația altor străini, englezi și mai departe. E faptul că noi iubim oamenii și noi iubim să ne conectăm cu oamenii. Românul este o persoană care îi place să interacționeze cu alți oameni, nu cu scopul de a primi ceva punctual. Suntem mai deschiși, adică asta spuneți? Suntem mai deschiși. Spun că suntem mai deschiși pe alți oameni și la noi tot timpul masa și nucleul ăsta social a fost foarte, foarte interesant. Asta pentru că ne-ați comparat cu nemții, bănuiesc. De-aia, adică nemții sunt acolo opus. În același timp, la noi, comunitatea și legăturile de interumane fac o foarte mare diferență și ne pasă foarte tare. Fie că vorbim în interiorul familiei, fie că vorbim în relațiile noastre sociale extinse. Și chiar am văzut asta aici și nu au auzit de la oameni care să zic că opiniile lor ar putea să fie neglijate. Bine, vă mulțumesc mult pentru opinii, Diana. Îmi cer scuze, la fel, s-aude foarte prost. Bună ziua, Vasilica! Bună ziua! Din Iași vă sun. Așa, la Iași e bună legătura. Vă ascultăm, Vasilica. Da, părerea mea este că noi românii suntem foarte, foarte supărăcioși. Cred așa în general și din propriile mele experiențe. Așa, deci pe ce vă bazați? Întreb și eu ca moromete. Vasilica, adică sunt de acord că moldovencele sunt mai supărăcioși decât alți români? Nu, în general, așa, te super pe ăla că a făcut mai mult ca tine, că... invidioși, vreți să ziceți? Invidioși, da, o supărare de asta care nu prea așa are locul. Am să vă dau un exemplu curs la obiect. Eu am lucrat în teatru aici, da, în cadrul artistic, sunt balerină. Și tocmai pe ideea asta am plecat din teatru, că domnule, s-a supărat că ăla avea salari mai mare, că eu munceam mai mult, că nu știu ce. Am ajuns într-o companie, pe un vas de croazieră, în care toți munceam la fel, toți transpiram la fel și primeam salarii diferite. Și nu a mai fost efectiv nicio supărare. Deci rusul avea salariul lui,
engleză salariul lui, eu român că aveam salariul meu și munceam și transpiram tot la fel. Dar acolo era un vapor chinezesc? Era... Iertați-mă! Nu, 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 era un vapor englezesc, dar acolo nu știu de ce nu mai era nicio supărare. Dar tot cum? Când un vapor englezesc, toată lumea avea salariul egal? De-aia v-am întrebat dacă era chinezesc. Da, pentru că fusesem contactați direct din țările noastre, se știa fiecare țară ce situație are și fiecare accepta contractul așa cum a vorbit direct cu impresarul. Când am ajuns acolo, transpiram tot la fel, dar pe salarii diferite. Aha. Ceea ce, când ești acasă, nu-ți vine să transpiri la fel, când știi că ăla de lângă tine are un salar mai mare. Interesantă sau... experiența dumneavoastră și mai ales concluzia pe care ați tras-o. Deci, românii sunt invidioși, spuneți dumneavoastră, oare invidia asta? Invidioși, da, și o supărare de asta să moară capra vecinului, care nu este deloc benefică. Așa am mai văzut chestia asta și în Germania, de exemplu, am lucrat tot într-un par de distracții, care era înconjurat de câmpuri, de căpșuni. Da. Eu sunt sigură că toți aceia care lucrau acolo la căpșuni, care erau români și munceau dimineața până seara, domnule, aveau un spor de muncă în Germania, pe ăla dacă l-a dus acasă, ăla nu mai are, domnule, spor de muncă acasă. Deci noi suntem și harnici, și deștepți, și talentați, dar nu știu de ce la noi acasă nu merge. Dar nu în țară. Vă mulțumesc. Nu știu de ce. Vă mulțumesc, Vasilica. E interesant, aș explora mai mult opinia asta pe care, ipoteza pe care a lansat-o Vasilica. Oare asta sau oare invidia să vină din ambiție? Alexandru, ce spuneți? Bună ziua, Alexandru, sunt din Timișoara. Da. Eu cred că românii sunt supraviețuitori în primul rând și supraviețuirea asta se învață încă de mic copil de acasă, doar că e învățată prost. Așa. Și anume, toți părinții își învață, începe educația copiilor cu ce este bine și ce este rău. Da, cred că așa e peste tot în lume, nu credeți? Da, doar că la noi învață ce este bine și ce este rău pentru el ca individ. Nu este ce este bine și ce este rău pentru noi, ca și individ, la nivel de grup. Deci spuneți că, de fapt, românii nu primesc în familie o educație a comunității în care fac parte. Exact. Învață doar o educație a individului, la nivel de individ. Și atunci, automat, când ajungi să faci parte dintr-o comunitate, te gândești doar la tine, la individ, să-ți fie bine ție, indiferent dacă celorlalți din jurul tău le faci rău făcându-ți fie bine. Alexandru, nu vă contrazic în mod necesar, dar în același timp, viața în România, sau mai bine zis România, reprezintă un mediu de orice fel ostil, destul de ostil, care ne pune la încercare competitivitatea, nu? Adică dacă nu ești competitiv, s-ar putea să nu te descurci și în acest mediu din România. Bine, competitiv trebuie să fim toți, dar să avem oarecare etică legată de comunitate. Când te gândești la binele tău, să te gândești puțin și la zic așa, între ghilimele, la etica binelui. Adică ce e bine pentru mine e bine și pentru ceilalți. O educație civică suplimentară. Exact. Asta și ești... cred că de aici asta ar fi un punct de plecare în a evolua și a ajunge niște oameni civilizați. Gândindu-ne și la binele celorlalți și având o educație etică încă de mici. E interesant ce spuneți, dar nu știu dacă o putem rezolva foarte ușor. Să nu uităm totuși că noi suntem o națiune destul de tânără față de alte națiuni. Și s-ar putea ca și... Eu v-am mai vorbit despre lucrurile astea și la radio aici și pe blogul meu personal, mai ales în contextul evenimentelor din acest început de an. Sigur că s-ar putea să nu avem aceeași conștiință de grup sau națională pe care o au alte națiuni, care au trecut prin altfel în războaie. Gândiți-vă cum a trecut națiunea britanică după ce a rămas singură în al doilea război mondial. Și cât de tare a fost cimentată conștiința britanicilor. Dar nu e numai cazul lor. Nu știu dacă noi am avut astfel de experiențe. În același timp, vreau să vă mai spun încă o dată că momentele de răscruce în care reușim să ne coalizăm cumva, așa cum am făcut-o la începutul acestui an, reprezintă pași uriași în cimentarea acestei conștiințe naționale, care, sigur, s-ar putea să vi se pară că n-are legătură, te face în final să-ți duci copilul și în acest sens. Bună ziua, Adi! Bună ziua! Vă ascultăm! Uite, vreți partea scurtă sau partea puțin mai complexă? Poftiți! Cum vreți, noastră? Nu știu cât timp aveți la dispoziție și n-aș vrea să rețin... Hai că îl pierdem! Alegeți dumneavoastră o cale! Cea scurtă! Așa! Cred, cum a spus noastră adineauri, suntem o nație tânără, încă tânără. Da. Să nu uităm că totuși am avut mai bine de 4 decenii în care efectiv mi s-a tăiat tot.
tot. Dacă vă referiți la perioada comunistă, să știți că în mod paradoxal, dictatura aia s-ar putea să fi ajutat mai mult decât alte perioade în cimentarea conștiinței naționale. Știți? Probabil, dar într-o anumită direcție. Ce vreau să vă spun ceea ce încerc să vă spun este că în anumite orașe în perioada interbelică încă erau românii erau minoritari. Asta încerc să vă spun. Cunosc acest fapt. Domnul Moise, dacă noi dorim, dacă eu doresc să văd la dumneavoastră doar partea rea, voi găsi în fiecare zi ceva rău și vom scoate în evidență și toată lumea astăzi aleargă să găsească ceva rău. Da. Nici de cum ceva bun. Așa este. Eu spun că suntem o nație bună. Dacă stăm să luăm, gândindu-ne că toți care la merg bulgari. Afară... Gândindu-ne la bulgari, nu? Sau cum? Nu, gândindu-ne la vest. Da. Am avut o legătură cu vestul dintotdeauna. Toți merg afară să muncească, să-și facă ceva acasă. Merg cu un obiectiv clar, nu cu toți. Un plan clar. Iertați-mă, mult, Adi. Mult, domnul Moise, mult. Din ce mult. În ce mai puține, Adi. Din ce în ce eu vă spun că... Adi. În Transilvania sunt foarte mulți care merg și muncesc. Sper să aveți dreptate, dar eu vă spun așa, că pe măsură ce vârsta de emigrație a coborât, adică pe măsură ce oameni tot mai tineri au plecat din țară, tot mai puțin dintre ei s-au întors, pentru simplu motiv că atunci când ești tânăr, îți găsești o nevastă pe acolo, pe unde ești, la vârsta respectivă. Și te însori și s-ar putea să rămâi. Aia e povestea. Da, domnul Moise, dar trebuie să crede mai mult. Noi vorbim despre, aducem în discuție exemple mari, oameni care au funcții deosebit de importante în companii de afară, în țară, în ce doriți noastră. Uh-huh. Dar nimeni nu-i pomenește, domnul Moise. Noi vorbim despre un hoț mărunt din Italia, un hoț mărunt din Spania, wow, câtă cruzime. Fiecare țară, din păcate, dispune, repet, din păcate, de această categorie. Dar haideți să vedem câte lucruri bune facem. Haideți. Dar nu, nu se vinde, domnul Moise. Haideți, uitați, uite, v-am prelungit spațiul de emisie. Haideți, poftiți, ziceți de lucrurile bune. Să vă spun câte lucruri bune. V-aș spune câți, strict în Maramureș, câți oameni au plecat după 90, se întorc și vă dau un exemplu simplu. Ce e accesibil la noi? Își investesc bani în turism. Veniți, domnul Moise, în Maramureș, să vedeți câte pensiuni au răsărit în ultimii 10 ani, să zic așa. Familii tinere, domnul Moise. Îmi fac rezervare la Tarom și vin. Vă invit, vă rog, dacă doriți, luați sau să vin numărul pe colegii. Sau să vin și pe șosea. Chiar aș fi deosebit de încântat să vă cunosc. Am intrat de foarte multe ori în emisiune. Cele mai multe îmi plac, așa că vă așteptăm la Maramureș. Vă mulțumesc, Adi, și vă urez să aveți și șosele pentru turism. Asta încercam să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua, Gabriela. Bună ziua, Moise, bună ziua tuturor. Aș vrea să-mi exprim o opinie pozitivă din tâi și anume faptul că suntem o nație de oameni perspicace. Probabil că asta vine și din natura condițiilor socioeconomice pe care le avem. De ce vorbiți așa complicat, Gabriela? Că nu suntem la un curs de știu eu de care. Deci suntem, ce înțelegeți? Suntem perspicaci, cum ați zis? Avem perspicacitate, o perspicacitate națională, ziceți. Adică dibuim lucruri, cum ar veni. Reușim cumva să ne dăm seama să facem mai mult acolo unde poate nu s-ar putea. Suntem inventivi. Ok. Ziceți asta. Iar a doua opinie, cea negativă, aș considera că este faptul că încercăm să fim wannabe, chiar dacă suntem din mediul rural sau urban, și cumva fără a investi în lucrurile care ne-ar ridica într-o altă poziție socială neapărat. Adică suntem ambițioși, dar fără a face mare lucru, spuneți, pentru a, da, pentru da, a deveni. Da. Da. Oare de ce? Știți, asta mă duce cu gândul la o oarecare lipsă de seriozitate. Da, probabil că ne lipsește, cum spuneam antevorbitorii, partea aceasta de educație civică și alte lucruri de genul ăsta care pleacă din familie. Cumva vrem doar să părem fără a investi și de la nivel familial de mici încă ne sunt expuse lucrurile într-un așa fel încât să nu investim la propriu. Interesant ceea ce spuneți. Dar totuși aș insista pe partea asta. Deci, de ce spuneți dumneavoastră că noi, deși suntem ambițioși, vrem să obținem lucrurile astea, dacă am înțeles eu bine, într-un mod facil? Adică fără să depunem, sau n-avem tenacitatea de a urmări scopul. Am zis bine? Da. De unde credeți că vine asta?
Cred că sunt exemplele care se vehiculează atât de oameni politici, cât și de oameni din alte categorii sociale care n-au depus musa eforturi prin muncă proprie, okay, ci mai mult pe nepotism și pe alte chestii. Pot fi de acord cu dumneavoastră că avem niște exemple negative în viața publică, da? De parvenitism, da, de fapt. Ăla e parvenitism, da? Da? Bun, și credeți că doar asta e de vină? În acest moment nu știu pe ce altceva să spun accentul. Poate mai lipsește ceva, Gabriela, încerc să vă sugerez că s-ar putea ca o educație, de exemplu, de corectitudine în muncă, de fapt, s-ar putea să ne ajute sau să-i ajute pe copiii noștri să fie mai, să dovedească o mai mare tenacitate în urmărirea unui scop, a unui plan, cum spunea cineva mai devreme. Dragoș, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua tuturor! Vă ascultăm! Pe o notă pozitivă, flexibilitatea și a fost prinsă și de antevorbitori. Doamne, știți cum e cu flexibilitatea asta? Păi aia e că, deci ai flexibilitatea eufemistic vorbind sau pe bune? Adică... Sigur, nu, sigur. Hai flexibilitate în sensul de labilitate? Pozitiv. Adică, da, mă înțelegeți? Deci, da, avantajul flexibilității noastre ca nație vorbesc, da, dacă noi eram rigizi precum alte nații și din jurul nostru și mai departe în Europa, dispăream de mult. Faptul că am știut să ne plecăm ca Salcia când a bătut vântul la stânga, când a bătut la dreapta, nord-sud, da, da, l-am știut. Să crești o nație pe principiul capul plecat, sabia nu-l taie, nici asta nu e un lucru bun. Că nu suntem, uitați-vă la sârbi și uitați-vă la noi, așa, caracteristica națională. Deci dacă vreți, e introducem, majoră. Așa, introducem și pe polonez, dacă vreți, pe sârbi, pe unguri și pe polonez. Și pe polonez să avem ceva să ne uităm de noi de jos în sus. Ce nu vă place la sârbi? De ce ziceți că flexibilitatea românească a fost mai bună decât aia sârbească? Ce ne vadă la sârbi? Să luăm conflictul, sunt, au fost vecinii noștri și... Sunt vecinii noștri. Da, au și aliați niște secole. Așa. Și împotriva, să nu uităm că Belgradul a fost eliberat de Iancu Hunedoara și de nimeni altcineva. De regentul Ungariei, ziceți? Da, Iancu de Hunedoara, regentul Ungariei, în sensul ăsta. Da, okay. Clopotele bat la ora 12 la Biserica Catolică printr-un edict dat de papă pentru Iancu de Hunedoara. Bine. Acum hai să trecem la unguri, că tot ne ajută... Sigur, da? Ei au stat în picioare, să revenim la sârbi, și în vis-a-vis de americani și de tot, au stat, noi suntem, existăm ca nație și nu, au vedea nu, hai să trecem la unguri, uite, ungurii n-au fost o nație așa flexibilă ca noi, s-au captit cu mongolii, i-au făcut plăpăd, s-au captit cu turcii, la Mohaci au șters de pe hartă, sigur, da? După, așa. Adevărat, dar când au venit americanii și au cerut să bombardeze Belgradul de la ei, așa, din țară NATO au spus nu! Sârbii? Ungurii? Ungurii, da. Pentru că sunt vecinii noștri. Vă înșelați? Mă înșel? Dacă mă înșel, atunci... NATO, la data respectivă, scuzați-mă, Ungaria, la data respectivă, avea deja în buzunar intrarea în NATO, spre deosebire de România. Nu, am înțeles. Nu ungurii. România a adaptat-o atunci, eu vă spun, prin prisma unui om plecat din România 19 ani, 90, okay, aproape 2010. Și încercat să stea cât de actualizat vis-a-vis de situația din România. De bun, câțiva ani de zile sunt buni, sunt aici. Alți vecini de bulgari nu... Bine, bine, nu, okay, că spune o cantitate neglijabilă, dar nu pot fi luat în discuție. Mai am vă față. Mulțumesc, Dragoș, mai am puțin timp la dispoziție și aș vrea să mai prind câteva telefoane, dacă mai pot. Radu, bună ziua! A închis. Olimpiu, bună ziua! Alo? Bună ziua, ce nume grecesc aveți? Da. Bună ziua tuturor românilor și Europa FM. Vă ascultăm. Sunt din Sălaj, are importanță, am niște critici României sau zonele țării. Dar vreau să spun că am o meserie care mă facilitează să ies și afară, sunt șofer pătir, fac România Tour de Tour, România Spania. Da. Și să știți că, nu știu cum să zic, dacă ține prea de educație. Educația, eu zic că... Și, cum să spun eu... Spuneți-mi cum sunt românii, din punctul vostru de vedere. Starea socială. Românii, eu zic că, din contră, sunt cu foarte mult bun simț față de cei care, care se apară. Nu vreau să dau nume de țări sau așa mai departe. Ba nu, chiar sunt curios. Sunt cu bun simț românii față de cine? Față de cine sunt românii cu bun simț? De exemplu, față de spaniol, față de un italian. Deci nu sunt la fel de urâcioși, la fel de îngânfați și așa mai departe. Ok.
Interesant ce spuneți. Și dacă vedem la clasele sociale, e vorba aici, eu zic că e vorba de educația asta, ține și de nu știu, starea socială. Încercați să spuneți că oamenii mai săraci dau copiilor o educație mai bună? Nu că dau. Sunt prea preocupați. Oamenii mai puțin avut sunt prea preocupați de ziua de mâine, ce se pune pe masă sau ce mai departe. Și asta înseamnă că își educă copiii sau nu? Că nu, nu că nu își educă, și foarte educă, nu-i fază. Okay. La școală noastră trebuie să învață numai mult ca și școlile în afară. Bine, vă mulțumesc pentru opinii. Vă mulțumesc tuturor, de fapt, pentru opinii. Doar o singură corecție, pentru că, de fapt, ceea ce spune, eu cred că Olimpiu greșește. În sensul că face o confuzie între oamenii cu bani și parveniții. Și parvenitismul de care vorbea cineva la un moment dat, care, da, s-ar putea să te ducă pe niște căi greșite de înțelegere a lumii și, bineînțeles, a valorilor ei, pe care să le transmiți mai departe în societate, inclusiv copiilor tăi. Interesantă discuția de astăzi. Să știți că nu mă așteptam să iasă atât de bine. Până la urmă, uite că nu suntem atât de pesimiști. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.